Bună seara, domnilor și domnilor! Sunt Radu Preda și vă invit să parcurgem împreună Ora de Vârf, emisiunea în care punem punctul pe i, degetul pe rană și din când în când paie pe foc. Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, două evenimente fără nicio legătură între ele, dar având subiecte, dacă nu comune, măcar conexe, au reaprins dezbaterile în jurul întrebării fundamentale. Suntem noi, pământenii, singuri în univers? Pe 13 septembrie, în cadrul unei audieri extraordinare, prima de acest fel din istoria țării, în fața Congresului Mexicului au fost prezentate două cadavre presupus extraterestre, împreună cu o serie de mărturii ale unor oameni de știință, care certificau că respectivele corpuri sunt alcătuite dintr-o materie non-umană și nemai întâlnită pe Terra. O zi mai târziu, Agenția Spațială a Statelor Unite a dat publicității raportul unui comitet de oameni de știință care timp de un an, sub coordonarea NASA, au studiat fenomenul OZN sau mai bine zis fenomenul UAP, acronimul pentru fenomene anormale neidentificate. Vom discuta astăzi despre concluziile acestui studiu care, departe de a oferi răspunsuri, pune pe baze noi cercetarea în acest domeniu fascinant, împreună cu analistul și profilerul H.D. Harman, partenerul meu permanent de emisiune, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Bună seara de Sfânta Duminică! Doar să fac o mică precizare, UAP-urile nu sunt fenomene anormale neexplicate, ci sunt fenomene aeriene neexplicate. Mă rog. Sunt diverse aerial phenomena. În presa românească sunt diverse. Nu, dar aceasta e traducerea corectă a titlului. Ok. Hai să începem cu acest studiu pe care multă lume, dat fiind faptul că știrea a venit aproape concomitent sau foarte aproape de ce s-a întâmplat în Parlamentul de Mexic, le-au conexat, deși ele sunt fără legătură. Ce este acest studiu și ce ne spune el nou? Studiul NASA. Da, studiul NASA. Studiul NASA, ca să fim foarte clar, studiul NASA se referă la evenimente care sunt raportate de către oameni cu o inteligență mult mai mare decât a mea și a ta, Radu Preda, oameni care au doctorate în cele mai puternice universități ale lumii, cosmonauți, oameni implicați în programul spațial american, oameni care au fost pe stația orbitală de cercetare științifică, oameni care nu inventează ceea ce văd sau care nu fac confuzie între Venus și un asteroid sau un meteorit. Trebuie să înțelegem foarte clar că acest studiu nu s-a referit la existența vieții extraterestre sau la existența OZN-urilor. Studiul s-a referit la fenomene aeriene neexplicate, care există și care pun o problemă fundamentală pe care Pentagonul acum ani de zile a pus-o, când a făcut public incidentul Nimitz. Reamintesc incidentul Nimitz, este vorba de un exercițiu militar, unul din cele mai mari din istoria marinei militare americane, unde portavionul Nimitz se află două portavioane în coastele, mi se pare, în Atlantice ale Statelor Unite, fac un exercițiu militar, ca să se înțeleagă, fiecare portavion este condus de un amiral. Amiralul are mai mult de 15 vase, inclusiv un submarin alături care înconjoară acest portavion. Este o armată. Sunt state în Europa care n-au atâtea vase militare cât are în jurul lui un singur portavion în Statele Unite. Și Nimitz participă timp de 4 zile, repet, la acest exercițiu militar, acum 12 ani, și este pentru prima dată în istoria Statelor Unite în care Nimitz are o tehnologie care înregistrează timp de 4 zile un eveniment aerian sau o succesiune de evenimente aeriene care fac parte însă dintr-o logică a unui singur eveniment aerian neexplicabil. Și de ce spun de tehnologie? Pentru că a fost pentru prima dată în care Statele Unite au avut tehnologia să demonstreze că nu pot explica evenimentul. Nu că îl pot explica. Aici a fost semnalul de alarmă. Și aici este semnalul Pentagonului. Care după... Câtă vreme nu e demonstrat acest lucru, poți să zici, domne, nu știm da, noi ce, nu știm, dar avem tehnologie, etc. Dar în momentul când ai tehnologia care măcar îmi dă un răspuns, nu pot să-l demonstrez, nu pot să-l înțeleg și am dovada că nu pot, în acel moment avem o problemă. Și Pentagonul, de fapt, prin publicarea celebrului film, da, cu avion, că evenimentul, secvența principală este a unei escadrile de trei avioane,
de vânătoare, F-35, care sunt bijuterii tehnologice, bijuterii tehnologice, care sunt în aer și la un moment dat un tic-tac, un obiect care pare, solid, se joacă cu ei. Și ce i-a speriat cel mai rău pe piloți? De fapt, nu că i-a speriat. Ce i-a pus pe gânduri este că în sala de dinainte, în momentele de dinainte a decolării de pe un portavion, piloții au așa numitul debriefing, debriefare, unde li se dă cea mai secretă informație pe care un pilot, deci piloții nu o știu, cea mai secretă informație pe care un pilot o primește, în afară de ținte. Este locul unde se reîntâlnesc pentru a veni să aterizeze pe portavion. Nu vii din stânga și aterizezi pe dreapta, nu vii de sus, de jos. Eventual ne mai și ciocnim deasupra. Exact. Este un culoar pe care trebuie să vii să aterizezi pe un portavion. E foarte complexă aterizarea pe un portavion. Și atunci escadrilele trebuie să se întâlnească într-un loc în spațiul aerian. E, tic-tacul respectiv, după ce s-a jucat cu ei, după ce s-a dus sus în jos cu viteze extraordinare, împotriva oricărei reguli a gravitației, etc., la un moment dat dispare. Li se ordonă avioanelor, celor trei avioane, să se întoarcă să aterizeze pe portavion și radarul, tehnicienii din sala radarelor și de urmărire a misiunii de pe portavion îi spun șefului escadrilei, tu n-ai să crezi, dar tic-tac-ul te așteaptă la locul respectiv, care este o informație ultra secretă. Și atunci Pentagonul a realizat, alături de tehnologia care a avut-o, filmarea de pe avion, filmarea e foarte clară, trecerea pe infraroșu, trecerea pe cititorul de căldură, de emisie de gaze, etc. Deci, plus tehnologia de pe portavion, și-au dat seama că acel tic-tac, dacă nu este un produs al unei civilizații umane, al unui, să zic, program secret de dezvoltare, pune o problemă de securitate. Pentru că locul de întâlnire a celor trei avioane care se intre pe culoarul de aterizare pe portavion este ultra secret. Deci îl știa. Ce înseamnă acest lucru? Și de aici intervine profilerul din mine. Ce înseamnă acest lucru? Acel tic-tac a comunicat cu forțele militare care erau în ocean. Acel tic-tac a comunicat. Și am să vă explic cum, de ce. Atunci când Statele Unite, de exemplu, trimit o escadrilă deasupra Coreei de Sud, de bombardiere grele, ei comunică, de exemplu, cu Coreea de Nord. Ei nu trimit bombardierele să treacă granița sau să provoace Coreea de Nord. Dar spun Coreei de Nord, atenție, avem bombardierele care sunt gata oricând să contraatace la un gest exploziv, provocator al Coreei de Nord. E o formă de comunicare. Atunci când, de exemplu, o etalare de forțe. Etalare de forțe. Atunci când, de exemplu, ai anunțat, Finlanda a intrat ieri în NATO și marți ai anunțat că pui bombe atomice, tu comunici cu Rusia. Da? Îi spui, vezi că ai la 150 de kilometri de San Petersburg, ai rachete nucleare americane care vor fi amplasate tocmai pentru a presa. Da? Bun. Deci e o formă de comunicare. Tic-tacul respectiv, și aici este esența dialogului, tic-tacul respectiv, de ce îi se spune tic-tac? Pentru că acel obiect avea forma unui tic-tac mentolat, cum le știm, alb, complet alb. Deci ca să fie văzut, atenție, albul, să fie văzut. Deci foarte, s-a comunicat prin toate elementele. Cineva a comunicat cu Statele Unite. Și Pentagonul întreabă, cine sunt ăștia? Ai noștri nu sunt. Noi nu recunoaștem. S-a comunicat cu Guvernul Statelor Unite, s-a comunicat pe tema exercițiilor pe care le făceam în coastele atlantice ale Statelor Unite, s-a comunicat cu, știu eu cu cine, cu bunica de la cinemau din Statele Unite. Asta efectiv a speriat, și aici spun foarte clar, a speriat leadership-ul din Pentagon. Marii generali și marii amirali au zis, stai că ăsta a discutat cu noi de fapt. Dar de fapt ce a vrut să spună și în primul rând al cui e? Și cine ce vrea să ne spună? Pentru că Pentagonul după aceea a spus, domnule, dacă sunt ai noștri, sunt un program secret al lui Lockheed Martin sau al unui mare producător de armament, n-am nicio problemă, duceți-vă și umblați cât vreți voi pe cerul patriei. Dar dacă nu stai noștri, dacă-s chinezi, dacă-s ruși. Pentru că și aici se intră de fapt în adevărata discuție și
După aceea o să vedeți logica și mișcării mexicane. N-are legătură cu raportul NASA, dar este într-o logică fundamentală comună. Nu numai subiectul, dar și logica subiectului. Acel tic-tac, în jur de 20 de metri avea lungime. Cam așa, 18-20 de metri. Nu a avut sistem de propulsie care să fie recunoscut. Nu emitea căldură. Deci era un sistem de propulsie non-petrolier. Nu avea la bază nici mecanism nuclear, nu avea exhaust de tip al propulsiilor în baza benzinei sau petrolului, nu avea niciun sistem de propulsie care să fi fost cunoscut de piloții de pe F-35, care sunt recunoscuți în lume ca unul din cei mai profesioniști piloți, sunt selectați din mii de piloți, sunt selectați să ajunge la câteva zeci, câteva sute pe fiecare portavion. Și sunt creme de la creme, sunt crema cremelor. Tehnologia însă a confirmat ceea ce spunea pilotul, că el nu a recunoscut sistemul de propulsie, el n-a văzut propulsie. Pentru că tehnologia de data aceasta, de pe Nimitz, de pe portavion și de pe avion, avionul cu care s-a intersectat tic-tacul, a confirmat că nici ei nu pot identifica sistemul de propulsie. De aceea spun că de fapt tehnologia a indus acest mesaj public, pentru că de fapt am avut dovada științifică, tehnologică, că noi nu cunoaștem, că nu știm ce se întâmplă cu acel obiect. Este un fenomen neexplicabil. În momentul acela, întregul aparat de securitate american a realizat că dacă un astfel de obiect, care este vizibil pe radar, dar nu poate fi oprit datorită vitezei, capacităților de manevrabilitate, capacităților care desfid legile gravitației, dacă așa ceva ca obiect devine adversar al Statelor Unite, el este și letal. Și s-a pornit de la celebrul paradox Fermi. De ce nu vedem noi extraterestri în cer? E un paradox științific. Pentru că, s-a spus, obiectele de transfer al de deplasare al extraterestrilor în spațiu sunt obiecte care nu au același sistem ca al nostru de propulsie, și atunci sateliții noștri nu recunosc obiectul. Li se pare că e o bucată de, cum se cheamă, de asteroid sau e o bucată de gheață. Bun. Problema este că în atmosferă orice sistem de propulsie cunoscut de civilizația umană astăzi lasă urmă. Acest tic-tac n-a lăsat. Și aici NASA vine și confirmă implicit, toți cei care au văzut aceste obiecte de aproape au spus același lucru din anii 50. Că nu au recunoscut sistem de propulsie. Că propulsia acelor obiecte nu este cea pe care civilizația umană a creat-o. Civilizația umană care o știm noi. Și aici vine cluul întregii logici. Aici vine explicația, Radu Preda. Noi suntem o civilizație pe această planetă care ne-am dezvoltat după propulsie, după viteza de deplasare. Calul și roata. 50.000 de ani, calul și roata. În copitele cailor s-au dezvoltat marile imperii. În copitele cailor s-a creat marea știință. În învârtitul roții s-a dezvoltat așezarea umană, care a devenit astăzi orașul megalopolis. Toată tehnologia. Dacă ai o formă de propulsie care nu-i creată de umanitate și nu face parte din logica dezvoltării umane, înseamnă că vorbești de o altă ce? Civilizație. Creatorul acelui sistem de propulsie este deasupra resursei tale. Și aici, NASA spune, vom studia. Pentru că aici avem problemă. Aici vreau să întrerup puțin, să spun că acest studiu al NASA, așa cum spuneam, departe de a oferi orice fel de răspunsuri, eu zic că marchează un punct de cotitură foarte interesant în modul în care sunt abordate aceste fenomene. Până acum, observațiile erau incidentale, întâmplătoare. Da. Ok, că a fost în cazul Nimitz
au fost observate de un portavion de avioane de tehnologie. Zile la rând, atenție. Da? Da. Deci ăsta este un caz ultra fericit. Alte ori, astfel de fenomene au fost observate de oameni pe câmp, fotografiate cu un aparat De pescarul de pe lac. După care, de la o frântură de informație captată... Uitați, acesta este, ce vedem acum, acesta este incidentul Nimitz. Cu mijloace rudimentare, după care o întreagă comunitate științifică și nu numai, încerca să explice și mai departe. Celebra frază Radu Preda, nu un fraier aruncă o piatră în râu și 1000 de deștepți în... Ce face acum NASA? NASA își propune să observe într-un mod instituționalizat. Hai să nu mai fie din întâmplare, ci să ne propunem chestia asta. Pentru că s-au adunat foarte multe întâmplări. Problema este că s-au adunat foarte multe întâmplări și NASA are acum tehnologia de a spune, bun, 99,99% din aceste întâmplări pot să fie explicate, și așa este, dar problema ce facem cu 0,01%? Aici este problema. Bun, și acum era vorba și de baza de selecție a acestui procent, pentru că dacă îți propui să faci chestia asta și folosești tehnologia de care dispui, inclusiv se fac niște recomandări cu privire la crowdsourcing, adică hai să folosim toată populația și aceste miliarde de telefoane inteligente care pot capta și să încercăm să facem o bază de date și să încercăm să sistematizăm această observare, să fie pe baze științifice. După care, probabil, ne va fi mai ușor să tragem niște concluzii. Deci asta cred eu că este... Nu. NASA aici propune statistica. Ea spune așa. Nu toți oamenii mor de cancer. Asta nu înseamnă că boala de cancer nu este fatală. Da? Nu toți oamenii mor de glonte. Asta nu înseamnă că împușcatul nu este fatal. Nu toate fenomenele care se văd, aceste UAP-uri, sunt periculoase pentru planetă, pentru umanitate, pentru civilizația umană. Pentru că și aici e întreaga discuție. Sunt pentru noi, sunt pentru planetă. După cum nu toate aceste UAP-uri sunt de surginte extraterestre. Exact. Ele pot fi de aici? Da. Exact. Nu știm noi ce. Dar nu înseamnă că dacă un eveniment, atenție, unul, nu este, dacă unul este dovedit adevărat, nu înseamnă că acel eveniment nu poate să stingă civilizația umană sau nu poate, având în vedere, repet, tehnologia care o folosesc, care este folosită, și propulsia care este folosită, nu înseamnă că nu poate să devină un adversar fatal. Asta spune NASA, de fapt. Și NASA, în acest moment, care îi făcea pe toți nebuni, bețivi, drogați, că nu e adevărat, mai ții minte, erau șantaje întregi, oameni de știință celebri și-au pierdut credibilitatea științifică datorită faptului că au spus, domnule, am văzut un fenomen, nu e logic ce se întâmplă, așa, în acest moment spune, domnule, este o posibilitate ca 0,01% din toată statistica, din crowd, data de bază a umanității, este o posibilitate ca 0,01% să reprezinte un fenomen care nu-l înțelegem. Trebuie să-l vedem. Deci, și acum facem legătura cu Mexicul. Raportul NASA nu are nicio legătură cu Mexicul. Atenție, să fim foarte clari. Sunt două linii total diferite. Dar ele reprezintă, și aici trebuie să o spunem foarte clar, cele două evenimente reprezintă, cred că întâmplarea a fost, sau cred că mexicanii au gândit-o totul să fie în preziua raportului era anunțată. Da, adică a fost și o chestie de marketing, dar reprezintă altceva și mai serios. Mexicanii au venit și au spus, avem resursa de cercetare și avem banii. Putem echivala fondurile NASA? Uite. Și ne-au arătat două mumii, două rămășițe. Ce sunt? Care seamănă flagrant cu E.T. Care seamănă flagrant cu E.T.-ul lui Spielberg, nu? Sau care e? A fost și el copiat, Spielberg a și declarat-o că a fost copiat după ce i-au fost prezentate niște documente NASA. Și Spielberg a declarat că filmul lui a fost făcut în baza unei legende provenite de la oamenii de știință din NASA. Atenție foarte mare. Legenda se cheamă J. Road. Se spune că în anii 50 a căzut la Roswell un OZN. De fapt, au fost două evenimente spațiale. Unul a fost spațial cu adevărat, s-a dovedit că este spațial. Al doilea încă nu se știe dacă provenea dintr-o navă mamă. În sfârșit, evenimentul este încă foarte neexplicat. Și singurul supraviețuitor, se spune, al acestui eveniment a fost o entitate biologică care s-a chemat J. Road. EB1.
extraterrestrial biological entity. Entitate biologică extraterestră numărul 1. Care ce ar fi trăit într-o bază militară americană secretă din Nevada, din celebrul fund de lac, din area, zona 51, Area 51, cum mi se spune, care e un fund de lac, de fapt, secat, și care ar fi ajutat umanitatea. Acum, această legendă e foarte complicat de explicat, pentru că eu, ca profiler, vă pot spune, atâta timp cât n-ai comunicare, e foarte greu să-mi spui tu mie că te-ai înțeles cu un extraterestru. Și lăsând milioanele de microbi cu care corpul uman e obișnuit din aer, dacă vine ăla la... Să nu uităm civilizația amerindiană. Cristofor Columb a adus pleurezia sau nu mai știu, TBC-ul, și ăia mureau în Peru și el era abia pe malul mării, pe malul oceanului. Și el nu știa că a ucis deja două imperii. Da? Deci să nu credem că dacă vii din spațiu și te întâlnești cu un microb de pe pământ, sau dacă tu, om, te duci pe lună și te întâlnești, sau pe Marte și te întâlnești cu un microb de pe Marte, supraviețuiești. Să nu credem așa ceva. Tensie foarte mare. Deci avem deja date istorice care să pună această legendă sub semnul întrebării. Dar mă întorc. Spielberg a făcut acest film după această legendă. Și această legendă spune că J-Rod era, acesta însă era înalt, peste 1,70 m, și avea chestia aia, ochii mari și de tip până în ceafă, în loc de nas două găuri, mânca nu știu ce că îi dădea un fel de fiertură, în sfârșit. Treaba lor. Asta spune legenda. Ceea ce noi vedem aici însă este altceva. Mexicanii propun altceva. Și dacă este un hoax, vom discuta despre o excrocherie la nivel mondial, însă reușită perfect. Și nu m-ar mira ca cineva să dorească să dea peste nas NASA. Nu m-ar mira. N-ar fi prima dată. Ceea ce propun mexicanii în plin parlament, că de-aia se cheamă The Congress of Mexico, ei au copiat sistemul constituțional american. Au funcții de președinte, de vicepreședinte, congres, senat, în sfârșit. Ei prezintă aici mumiile unor așa zise forme de viață non-umane. Ei nu spun că sunt extraterestre. Presa l-a transformat. Dacă citim foarte atent declarația oamenilor de știință, ei spun, ei nu vorbesc de extraterestri. Ei vorbesc de formă de viață non-umană. Una dintre ele are 90 de centimetri înălțime și alta are 1,10 m. Mexicanii vorbesc de femelă și mascul, de femeie și bărbat, existența celor două sexe. Perfect. Poate-s non-binar și nu știu. Exact, poate-s non-binari, vorba ta, poate-s non-binari. Sper să nu ne ia ceneau că am făcut gluma asta. Nu, potrivă, așa. Te-am deschis la diversitate. Dar ideea este că ele au fost găsite din sursele pe care eu le am. Mexicul are peste 1000 de astfel de rămășițe, cum să le zicem, umane, non-umane, nici nu știu. Da? Cert este că în Italia mie mi-au fost prezentate anumite dovezi, acum vreo 10-15 ani, când mă ocupam de acest fenomen în mod oficial și fundamental, mi-au fost prezentate dovezi găsite în mine de sare ale Imperiului Roman, care erau deja la momentul Imperiului Roman, erau deja mine vechi. Deja erau 3-4 km în adâncime, săpate deja. Și mi s-au prezentat dovezi care ne arată 6 falange, 3 degete, 4 degete, 5 degete, care ducea la ideea antropologii și oamenii de știință italieni cu care am vorbit, îmi dădeau o explicație, atenție, o explicație puțin empirică, dar măcar încercau să înțeleagă ce văd. Îmi dădeau explicația că probabil că avem de-a face cu secvențe ale unui experiment. Mexicanii vin acum și spun, vorbim de formă de viață non-umană. Bineînțeles că întrebarea este non-umană înainte de viața umană, în paralel cu viața umană, sau ce este? Sau Pământul ne aduce niște surprize, ne poate face niște surprize? Pentru că ei spun, au fost datate acum 1000 de ani. Mie asta îmi spune că în minele de cristal din Peru, că au fost descoperite în munții Perului. Este o zonă foarte izolată. Exista o civilizație de acest gen în paralel cu a mea? Cu civilizația umană vorbesc. Dacă au fost acum 1000 de ani. Doi, cât au trăit ăștia? Unde au dispărut? Ce s-a întâmplat cu ei? Deci sunt lucruri care trebuie înțelese foarte clar.
Pentru că ceea ce noi vedem, din punct de vedere al științei noastre biologice, a cercetărilor noastre, aceste corpuri nu puteau fi viabile pe suprafața Pământului. În Italia, de exemplu, mi s-au prezentat dovezi, falangele nu ajungeau la gură, deci nu se puteau hrăni respectivele, dacă ar fi trăit pe această planetă, falanga nu ajungea la gură, deci nu se puteau hrăni cu mâinile. Deci o formă non-viabilă, o formă non-viabilă. Cavitatea pulmonară era prea mică pentru a prelua oxigenul. Deci dacă n-ai plămâni destui, nu trăiești. Poate erau anaerobe ființele respective. Nu se știe. Atenție! Problema este, sunt aduse pe Pământ și vorbim atunci de o civilizație care poate mâine să facă așa și să zică voi asta umanii. Noi când vorbim de extraterestri, ne imaginăm o navă de asta spațială așa care vine... Așa în filme. Da. Dar asta e ideea, o invazie, că de-aia le spune extraterestri. Dar dacă cumva asta este o civilizație care a fost în paralel cu a noastră. A fost în paralel cu a noastră. Sau chiar care să ne fi creat, arunc și eu acum o idee, să ne fi creat pe noi. Adică maimuța să fi existat deja anterior, forma de viață complexă, celula complexă de viață să fi existat pe planetă și să ne trezim cu o civilizație care a avut capacitatea de a face, de a transforma acea celulă în Homo sapiens sapiens. Păi atunci vorbim de o civilizație care așa ne poate distruge, așa cum ne-a creat. Pentru că a crea viață, să nu uităm, a crea viață, necesită o resursă de energie uluitoare. Și aici se face legătura Radu Preda cu sistemul de propulsie. Ceea ce vedem ca fenomene și ceea ce vedem în incidentul Nimitz, ceea ce ne spun toți care știu să vadă pe cer, ne spun că sistemul lor de propulsie, sistemul acelor evenimente, sistemul de propulsie este absolut imposibil de replicat în baza resurselor energetice pe care civilizația noastră umană le cunoaște. Crearea vieții pe Pământ, dacă a fost artificială și n-a fost o evoluție naturală, la fel presupune resurse de energie și un alt tip de energie. Și aici se unesc cele două. Și aici se unesc cele două elemente. Rigurozitatea militarizată a NASA, a științei și a metadatei de care vorbeam, cu necesarul de rescriere civilizațional. Și Mexicul vine și spune, noi, voi vă ocupați de extraterestri, de ce se întâmplă în exteriorul Pământului. Hai să vă arătăm noi ce avem noi în pădurile amerindiene. Hai să vă arătăm noi că, de fapt, voi până să ajungeți pe lună, aici s-a întâmplat ceva. Cine va pune mâna pe aceste două narrative, Radu Preda, va rescrie istoria umanității și va fi liderul. Eu am spus-o și o repet. România are o voce la acea masă a rescrierii, a editării noului narativ. Nu înseamnă că se întâmplă mâine. Cred că e o perspectivă de generații. Perspectivă de generații. Dar rescrierea generațională, rescrierea civilizațională a narativului fondator, va duce la apariția și dispariția națiunilor, culturilor, civilizațiilor. Și noi trebuie să fim acolo. Da, de ce spui asta? Pentru că marile puteri vor spune că suntem fiii zeilor și voi nu sunteți. Se creează o nouă formă de discriminare. Asta face Mexicul. Mexicul spune, eu n-am sateliți, eu n-am resursa voastră tehnologică. Dar uite ce găsesc eu în minele mele, în munții mei, în izolarea mea. Și uite ce vă spun eu că la Cusco, templele, orașul acela, la 2500 de metri deasupra mării, n-are nicio logică fără a include în narativul acelui, în narativul explicației, o civilizație paralelă. Și ți-o spun italienii, că și ei au găsit. Presupun că o să apară acum și chinezii cu ce au găsit la ei. Pentru că ce se întâmplă? Sunt zone unde nu a călcat omul. Sau au fost foarte izolate, unde jefuitorii de morminte n-au ajuns. Egiptul este dat cu... Mie mi-a explicat un arheolog celebru. Dom'le, piramidele sunt curățate cu aspiratorul. Cine a decis să plece din piramide, tot sistemul acela de construcții, l-a curățat cu aspiratorul. Nu e nimic. Nimic. Nici măcar fumul de la opaițurile cu care ale pictorilor de ziduri nu sunt. Mormintele sunt date cu aspiratorul. Și după aceea au venit jefuitorii de morminte, care de mii de ani fură.
Orice dovadă a dispărut. E, în Peru n-au dispărut. Au fost izolați geografic. Și atunci s-au prezervat anumite elemente de artefacte care ne pun o problemă. Manipularea acestor artefacte cu tentația oricui de a reseta în această condiție absolut uluitoare a umanității de astăzi, în care vorbim că să închidem mine, să închidem aia, să închidem aia, să stăm la mila aerului și a vântului și a soarelui, toată această resetare duce la un nou nivel de definiție umană. Și atunci ce faci? Spui, eu sunt fiul zeului. Uite, am dovadă. Noi suntem fii zeilor. Nu, și cu ce ne ajută chestia asta? Cu ce ne schimbă viața? În rău. Pentru că sistemul de propulsie, dacă este cumva... Dacă tic-tac-ul... Asta presupune ca zei să se manifeste. Nu, nu-i suficient nu. Să spunem asta noi. Presupune ca cineva... Ca cineva. Că aici e problema. Dacă sistemul de propulsie se află în mâna unei organizații umane, să știi că avem o problemă cât casă. Visul lui Hitler e nimic față de coșmarul care îl poate crea această organizație sau această, nu știu, ceva. De ce? Pentru că acest sistem de propulsie este net superior nivelului de dezvoltare al umanității. Și va impune reguli. Cum, de exemplu, dintr-o dată noi avem o resetare cu ecologia de ani de zile, vorbim de criză climatică. Am început să auzim cât mai foarte mulți politicieni de tip Iohannis care vor lockdown-uri climatice, să închidem țări, orașe. Vedem experimentele de la Londra cu net zero regions, da? cu emisie zero de carbon în diverse cartiere ale Londrei. Vedem experimentele din Noua Zeelandă, vedem experimentul social din Australia, vedem experimentele unde acum vor să interzică utilizarea consumul de carne. Vedem experimentul de distrugere al fermierilor olandezi, pe care Rutte îl face acum, sunt manifestații de 2 ani de zile. Vedem experimentul, apropo, distrugerii fermierului român. Și la noi au început să apară useriștii și pluseriștii care să spună trebuie să distrugem agricultura României, ca să nu mai emitem carbon. Atenție foarte mare! Aceste experimente nu se fac în numele unei halucinații. Și dacă îți mai apare și cineva care spune, eu am sistemul ăsta de propulsie și sunt superior vouă pentru că voi nu aveți ce face cu rachetele voastre, cu petrolul vostru, nu mai aveți ce face, eu mă pot plimba când vreau deasupra Casei Albe. În acel moment ai o problemă. Și asta spune, de fapt, ceea ce mexicanii spun, da, voi aveți o problemă cu sistemul de propulsie, să vă dea Dumnezeu sănătate, dar uite ce descoperim noi. Cineva avea dovada că e fiul zeului, va conduce planeta. Asta dacă nu cumva vine zeul și... Și ia gâtul fiului. Și ia gâtul fiului. Eventual. Apropo de incidentul Nimitz, da? Tu spui că acel tic-tac a comunicat cu noi și e limpede că a făcut-o. Da. Nu, așa am tradus noi, umanii, că ar fi comunicat. Da. De ce doar în acel episod izolat și de ce... Nu, n-a fost izolat, au fost 4 zile. El a comunicat cu acea... Cu acea escadrilă. Atunci, da. După aia... Dar știi de când a început să comunice? După ce e clar că tic-tac-ul acela a înregistrat ordinul amiralului de pe portavion care a aprobat interceptarea tic-tac-ului. În momentul în care șeful escadrilei, celor 3 avioane, escadrila înseamnă mai multe avioane, dar erau 3 avioane de vânătoare F-35, a primit ordin direct să intercepteze fenomenul. În acel moment, tic-tac-ul a început să comunice. Mare atenție! Asta presupune inteligență, asta presupune decizie, asta presupune un cu totul alt univers. Păi nu, dar presupunând că există o entitate superioară nouă care poate să facă aceste lucruri, această entitate nu vede care sunt problemele care ne confruntăm, de ce nu intervine într-un mod, nu știu, mai... Aici intervine decisiv. Comunicarea. Poate că dicționarul entității sau... Nu știu cum să o denumim. Hai să-i spunem entitate, să fim cât mai neutrali. Poate că dicționarul acelei entități nu presupune înțelegerea problemelor civilizației umane. Poate că noi suntem văzuți dintr-un alt unghi. Poate că planeta e văzută, poate sistemul solar. Aici mergem pe scenariu în care nu, civilizația umană n-a fost creată de această metacivilizație. Și dacă a fost creată... Că dacă ar fost creată, ar fi trebuit să știe, nu? Că nu. Nu, dacă a fost creată, a fost creată pentru un scop. În momentul când civilizația umană și-a atins scopul,
Meta, civilizația respectivă, Meta creatorul, a plecat sau stă în altă parte și nu-l mai interesează ce fac. Noi trebuie să înțelegem logica celui care posedă un asemenea sistem de propulsie. Cred că asta este mai greu decât de a înțelege sistemul de propulsie. Da, pentru că nu avem comunicare. Asta spun. Pentru că nu avem comunicare. Teama mea este altceva. Că printr-un, nu știu, printr-o descoperire arheologică necunoscută, printr-un norochior, printr-o metadatare psihotică, printr-un culoar, nu știu, atenție, vorbim aici teoriile conspirației cele mai nebunești, pentru că se pot aplica oricând, printr-o transmisie metapsihotică, printr-o ceva, da? Acest sistem de propulsie să fie intrat în mâna cuiva de pe Terra, unui uman de pe Terra, unei organizații. Suntem în James Bond, adică... Da, suntem în James Bond, da. Aici este problema, suntem în James Bond. E un om rău care are... Când ai F-35-ul, bijuteriile acestea tehnologice, da? Și tu vii și îmi spui că un tic-tac de 20 de metri lungime, care n-are voie să facă ce a făcut, dacă ar fi avut sistemul de propulsie al F-35. Și tu mie vrei să-mi spui că uite-l pe comandant. Acesta e comandantul, apropo, acesta este comandantul. Și tu mie îmi spui că știa cea mai secretă informație a acelui zbor. Ai o problemă cât casa militară, de securitate, de comunicare. Ai o problemă ca civilizație umană. Pentru că înseamnă că tic-tacul ăla se poate transforma mâine în 400 de kilometri pătrați mărime și hai să ți-l pună în atmosferă. Și să nu fie nimeni, să nu fie niciun fel de entitate biologică, să fie o civilizație de tip inteligență artificială. Hai să vedem cum comunicăm cu ea, ce comunicăm, ce spunem, ce vorbim și cum ne înțelegem și cum îi facem profilul. Pentru că cel care a inventat acest sistem de propulsie, care e clar superior net sistemului de propulsie cunoscut de la cal și căruță până astăzi la rachetele nucleare, da? Până la robotul care e pe Marte, cel care a creat acest sistem de propulsie are un alt sistem civilizațional. Nu ne este clar tuturor analiștilor. Și atunci ce faci? Cum salvezi umanitatea de un impact? Cum era sistemul civilizațional european? L-au trimis pe un nenea sărac și fraier plin de sifilis și de tuberculoză, domnul Cristof Colomb, care până să ajungă în mijlocul Americii Latine, el nici n-a ajuns de fapt, până să ajungă acolo, a ucis 30 de milioane de oameni prin bolile care le-a adus. Habar n-aveau civilizația amerindiană, habar n-avea de sistemul de civilizație european. Nu se cunoșteau. Aveau reguli total diferite, aveau sisteme total diferite, în afară de bogăție. Europenii erau săraci, vai muma lor, ăia își puneau aur pe temple. N-aveau ce să facă cu aur și cu diamantele și cu rubinele. Ca să fim foarte clar, asta era diferența. Într-o generație au fost decimați. Îți vine o astfel de civilizație cu un astfel de sistem de propulsie, cu un astfel de sistem de gândire. Că propulsia asta înseamnă gândire. După viteza cu care te miști, se construiește o civilizație și un imperiu. Și îți vine un astfel de ăsta, ți-l pune acolo în atmosferă și ce vezi. Și într-o generație se poate schimba complet definiția umană. Într-o generație. Avem deja cazuri istorice. Cartagena, în două generații, dintr-un oraș de pescare, a devenit cel mai mare pericol pentru Roma. Cartagena trebuie să moară. A murit. Imperiul Roman nu i-a permis să existe. Deci, încă o dată, noi trebuie să înțelegem nu ce vedem. Pentru că avem tehnologia să știm că nu înțelegem ce vedem. Avem în sfârșit dovada că nu știm ce sunt acele fenomene. Dar noi trebuie să înțelegem. Sunt artificiale, sunt naturale. Pentru că și dacă nu le înțelegi și sunt naturale, tot la fel de periculoase sunt. La fel de periculoase sunt. Băi, bun, dar eu acum vin și te întreb. Suntem oare noi pregătiți să comunicăm cu eventuale entități sau civilizații extraterestre sau paralele terestre, dar paralele cu a noastră? Pentru că cel puțin în ultimii 50-60 de ani în care s-a discutat despre aceste fenomene, acest subiect, și asta remarcă și cei care au întocmit acest studiu al NASA, e cumva dus în derizoriu. Că, în principiu, cine vine și spune am fost extraterestri, este arătat cu degetul, este decredibilizat. A fost politica tuturor guvernelor. Da. Ori dacă nu se schimbă acest lucru... Uite că a început să se schimbe de ani buni. Văd că asta își propun americanii acum de la NASA, dar vom fi noi pregătiți să vedem aceste dovezi cu alți ochi decât până acum? Vom fi obligați. Pentru că uite și cu ăștia, cu mexicanii deja... Vom fi obligați și am să spun de ce. Eu cred în două lucruri și cred cu tărie în două lucruri și se vor întâmpla în timpul generației noastre, apropo. În timpul nostru.
1. Un pilot îndrăzneț de F-35 va trage cu racheta și va dărâma un tic-tac? Sau un obiect de tip tic-tac? Sau nu-l va dărâma, că nu știm dacă... Nu. Părerea mea că îl va dărâma. Și n-am să explic acum, dar o să apară și dovada că diverse avioane de luptă au interacționat kinetic cu acele obiecte și au reușit unele, nu toate, unele, să le facă să aterizeze sau să le provoace prăbușirea. Cei doi, din cele 30.000 de cazuri de alien abductees, de răpiți de extraterestri, două, dacă sunt adevărate, două, unul, dacă este adevărat, sunt absolut convins că se va găsi un om să fure dintr-un OZN, din laboratoarele alea celebre în care se duc, sunt duși ca pentru experimente, să fure un artefact să vină cu el înapoi. Și să vină cu el înapoi. Este în istoria umanității să găsim în morminte de 3.000 de ani artefacte care n-au ce căuta. Care să ne dovedească, care n-au ce căuta în acel mormânt. Se numesc artefacte exotice. Nu sunt extraterestri care l-au pus în mormânt. Nu sunt călătorii în timp. Nu, nu, atenție. Dar este în ADN-ul uman să descoperim adevăr prin întâmplare. Eu am încredere că viitorul furat, viitorul răpit de extraterestri uman va reuși să fure un artefact și să-l aducă, să se întoarcă și să-l aducă și să ne arate, uite bă. Da, da, uite. Deci, cum trebuie să arate o dovadă ca ea să fie dincolo de orice suspiciune? Pentru că, aliaj uite, necunoscut. Cum e cu mumiile astea din Mexic, da. Sunt niște oameni de știință care spun, domne, este materie non-umană. Da, da. Și alții spun, alții spun fugi, domne, da, deci e hârtie, da, cu clei, da, și exact, cu nu știu exact. Cum. Bun, întotdeauna vor fi așa. Cel mai bun artefact care dovedește existența unei inteligenții și a unei civilizații, atenție, a unei civilizații de tip uman, adică de tip productivă, este aliajul. Siderurgia întotdeauna a fost sumumul mai multor științe. A face un aliaj de fier presupunea intersecția mai multor nivele de cunoaștere. Dacă îți vine cu un astfel de aliaj, și eu pot să spun că există un astfel de aliaj, aproape 45 de centimetri, aliajul, care la ora actuală, oficial, nu îi se cunoaște nici originea, nici cine a creat-o. Și al doilea tip de dovadă este să aterizeze în curtea interioară de la Versailles, în curtea lui Charles din Anglia, în grădina trandafirilor de la Casa Albă, să aterizeze o chestie de aia și să iasă un omuleț să zică hello! Ceea ce este în realitate o iluzie. O iluzie totală. Dar... Stau și mă întreb, dacă ar veni un OZN să aterizeze pe peluza Casei Albe, ar apuca să aterizeze? N-ar încerca să-l doboare? Nu, o să-l doboare. Că sunt sistemele automate de apărare a spațiului aerian în jurul Casei Albe. Sigur că da. Deci de-aia spun, eu sunt convins că ne apropiem din ce în ce mai mult de momentul în care vom vedea dacă aceste UAP-uri sunt solide, în primul rând. Dacă nici asta nu se știe. Și dacă sunt solide, dacă sunt conduse de inteligență artificială sau inteligență biologică, după aceea vom vedea, pentru că atunci ne vom pune foarte multe întrebări. Foarte multe întrebări despre modul în care umanitatea a apărut. Și atunci se descrie tot narativul. Și dacă nu ești în narativ, va veni unul de la Paris, că a mai fost. Sau unul de la Roma, sau unul de la Washington, că a mai fost. Deci ăștia care spună, voi sunteți nimicuri, noi suntem fii zeilor. Eu știu, da, cred că ne gândim un pic prea departe. Eu personal eu nu sunt foarte curios prea ce se întâmplă după narativ, ci pe mine mă interesează cum ia nașterea acest narativ. Narativul și pe ce bază. Foarte simplu. Momentul în care piramidele îți dovedesc că nu sunt ale civilizației noastre și a unei civilizații anterioare civilizației noastre, în acel moment s-a închis jocul. În acel moment vine egipteanul actual, care nu e egipteanul ăla care a construit piramidele, atenție, nu e ăla superiorul care a construit piramidele, și va spune eu sunt. Așa, și cine îl crede? Prietene, în numele superiorității rasiale și civilizaționale, 6 milioane de evrei au fost uciși numai cu șica. N-a trecut un secol. Prietene. Da, da, trebuie să mai aibă și capacitatea să-și manifeste această superioritate. Da,
Nu doar să o declame. Așa e. Așa s-a înconjurat și cu Hitler. Genghis Khan a pornit dintr-un cort și a ajuns la Roma. Aproape de Roma, apropo. Nu e așa. Un astfel de narativ, dacă nu-l ai sub control și nu știi să-l scrii, te trezești cu un fenomen ireal ca putere de destrucție și de anihilare a civilizației umane. Avem o problemă. Nu știm ce sunt. Avem o problemă toate popoarele și toate civilizațiile. Repet, când a venit Cristof Colomb, într-o sută de ani, nici mai mult, nici mai ce 100 de ani, 50 de ani, ăia mureau în mijlocul junglelor amazoniene. Ăla nu știa de existența Amazonului. Și datorită bolilor aduse de el, mureau ăia, dispăreau imperii. Atenție! Nu realizăm efectul și impactul unui astfel de narativ asupra mentalului uman. Stai să ne vină chinezii. Stai că Columb nu i-a omorât pe oamenii cu narativul, i-a omorât cu niște boli, cu niște virus. Da, care tot un narativ este. Păi nu e narativ. Ba da, tot un narativ, pentru că asta a dus la narativul sălbaticilor. Abia de câțiva zeci de ani începem să recunoaștem civilizarea pe care o avea Maya, gradul de civilizare pe care o avea Imperiul Maya, Inca, etc. Până atunci, toți europenii considerau că i-au civilizat America Latină. Tocmai că acest tip de narativ mi-este frică. Cum mi-este frică, stai să vină China. Să spună și noi avem piramide. Dacă vorbim de China, nu de Egipt, deja se schimbă un pic problema. Dar uite... Te anunț că Egipt a fost pentru 3000 de ani cea mai mare putere a lumii. A fost, dar acum nu e nici pe departe. Nu. Și s-ar putea cu ambiție de asta să creeze. Așa cum nici pe departe coloniștii albi care au venit în America nu erau putere. Și în 200 de ani au construit o putere mondială. Nu este așa. Tu crezi că coacherii britanici erau, nu se spălau cu săptămâni, considerau apa că este periculoasă pentru sănătate. Și crezi că păduchioșii aia care au construit Imperiul Britanic erau primele generații, credeau că vor ajunge să conducă un imperiu unde soarele nu apunea niciodată? Nu. Nu. Credem. Nu, nu e așa. Dă-i omului narativul și o să-ți dea cele mai mari crime și distrugeri. Bine, pentru final, că mai avem foarte puțin, da. De la apariția primelor, să spunem, astfel de fenomene, a trecut mai mult de 50 de ani. Accesul la arhive... Primul fenomen a fost în 45. Prima întâlnire cu OZN-uri sunt cele 12 văzute în formă de semilună de către un american deasupra munților, mi se pare, albi din Statele Unite, în 45, și de acolo vine și farfuria zburătoare. Da, accesul la arhive, da, da, care s-au deschis după 50 de ani, ne-a oferit informații suplimentare sau în continuare sunt ori irelevante, ori secrete lucrurile astea și nu avem nimic? În anii 70 a avut loc un fenomen de privatizare a studiului UAP-urilor, adică UFO, cum era pe vremea aceea. OZN-urilor. Privatizarea a dus ca marile corporații să aibă dreptul să cerceteze. Legea americană este un lucru fenomenal. Se schimbă acum. Vor să schimbe legea, apropo. Legea până acum spune clar. Dacă o corporație, nu statul, nu guvernul, nu o entitate guvernamentală, dacă o corporație pune mâna pe un OZN căzut, nu trebuie să raporteze nimănui. Dacă există un artefact care a fost obținut prin fonduri private, acel finanțator nu trebuie să raporteze nimănui, să prezinte nimănui. Asta a dus la privatizarea cercetării fenomenului și a dus la secretizarea fenomenului. Ceea ce au în acest moment în guvernul american, ca arhive sau în guvernele altor state, este o fracțiune față de ce și devine irelevant față de... Da, și este irelevant. Bine, mulțumesc foarte mult. E un subiect care nu poate fi epuizat într-o emisiune, probabil nici într-un ciclu de emisiuni. Cu siguranță vom mai reveni pe măsură ce vor apărea narrative care să ne stimuleze. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. Ne revedem sâmbătă viitoare de la ora 19. Până atunci, toate cele bune!